numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrednicit să ne adunăm împreună, să fim împreună. A început postul Crăciunului și se cuvine așa ca măcar din când în când să mai vină și altcineva din alte părți care să ne mai trezească într-un fel la a face virtutea. L-am invitat în săptămâna aceasta, în prima săptămână din post, pe Părintele Paisie. Părintele Paisie este ieromonah la Mănăstirea Aftea, de lângă Sebeș. Părintele este un prieten vechi de-al meu. În seara asta o să fac niște mărturisiri. Părintele e primul meu stareț. Eu am stat cu Părintele în gazdă. Și Părintele era cel mai bătrân dintre noi și așa cum se obișnuiește, starețul e cel mai bătrân. Părintele avea apucături din astea de monah de când era student și bineînțeles că și pe noi ne punea la punct. Dacă mai aveam chef de povești seara, ne punea la psaltire. Oricum, perioada aceea a fost minunată din studenția noastră. Tradiția în acel loc unde am stat noi a continuat. Și toți studenții care au trecut pe acolo încercau să țină acea tradiție. Părintele ne punea să facem mâncare. Când era dânsul de rând, trebuia să mănânci tot, că dacă nu spălai vasele, și trebuia să mănânci mâncarea. Chiar dacă era ciorbă făcută și cu dulceață, trebuia să o mănânci. Și eu m-am simțit foarte bine lângă Părintele. De aceea mi-am și dorit să mă reîntâlnesc. Părintele a făcut facultatea de teologie din Arad. După aceea s-a dus la mănăstire și după o anumită perioadă a făcut și studii postuniversitare în Franța. Dar cred că cea mai importantă școală a Părintelui este cea de la mănăstire. Dânsul are aproape 20 de ani de mănăstire și așa cum spunea Părintele Rafael Noica, pe care l-am auzit așa unii dintre noi în perioada aceasta, acum zilele trecute, duminică seara, ascultarea nu-i pentru proști, acolo în mănăstire se învață ascultarea și acea ascultare te face să fii tot mai aproape de Dumnezeu. Și Părintele a avut preocupări așa cărturărești, să zicem, dar duhovnicești și l-am invitat ca să ne împărtășească din căutările dumnealui, să ne învețe și pe noi câteva lucruri pe care poate noi din ignoranță sau din lipsă de preocupări adânci nu le-am putut descoperi. Tema pe care Părintele a ales-o este legată de gânduri. Știți foarte bine că lupta cu gândurile este una din cea mai grea. Este un subiect foarte delicat și de aceea ne bucurăm că suntem aici împreună. Mulțumim organizatorilor, domnului primar pentru îngăduință și doamnei Geta Ungur, care de fiecare dată ne pune la dispoziție tot ce ne trebuie. Ne bucurăm pentru sala aceasta, ne nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu, ca și noi în Petroșan, să avem un centru ortodox în care să putem să facem astfel de manifestări duhovnicești. Bat șaua ca să priceapă iapa, cum se zice, așa că haideți să ne unim toți, să facem ceva ca să avem pentru noi. Dar, până la urmă, e bine unde suntem. Părinte, bine ați venit și rugăm pe Dumnezeu să vă întărească, să vă dea putere să ne luminați. Mulțumesc, bine v-am găsit și Părintele m-a făcut să mă simt acasă. Când mi-a adus și a adus aminte de perioada de acum 20 de ani,
E minunat să fim așa împreună. Eu n-am venit să țin o conferință, am venit să fim aici împreună să schimbăm niște gânduri despre gânduri. Cum spunea Părintele, am intrat într-o perioadă specială, într-o perioadă deosebită. Postul nașterii Domnului și orice post înseamnă o perioadă de pregătire, de așteptare, de încordare. Oarecum încerci să schimbi ceva în viața ta. Când aștepți pe cineva drag, îți faci curățenie în casă, încerci să-l faci să se simtă cât mai bine la tine și să stea cât mai mult. Venirea lui Dumnezeu în lume, întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, este lucru cel mai extraordinar care s-a petrecut în istorie. Ceva ce nici îngerii nu știau și nu s-așteptau, Sfântul Ioan Damaschin, oarecum încercând să parafrazeze ceea ce zicea în Ecleziastul, știți, Ecleziastul zicea nimic nou sub soare. Ceea ce a fost se repetă, ceea ce este o să mai fie. Deci, practic, nu este nimic nou sub soare. Și Sfântul Ioan Damaschin zicea că întruparea Cuvântului lui Dumnezeu este un lucru nou sub soare, ceea ce soarele n-a mai văzut și nimeni n-a mai văzut. Ce ne aduce această întrupare, această venire în omenire a lui Dumnezeu? Păi ne aduce tocmai putința ca noi să devenim ca El. Sfinții Părinți, Atanasie cel Mare și alții zic că Dumnezeu s-a făcut om ca omul să se poată să se facă Dumnezeu. Dumnezeu se coboară din cer, se face asemenea nouă pentru ca să ne facă pe noi asemenea Lui. Și fiecare perioadă aceasta de pregătire înseamnă curățirea noastră și trupească, dar mai ales sufletească. Și cum spuneam, așa cum ne pregătim când primim un oaspete drag și facem curățenie și în casă, și în curte, și nu știm ce să pregătim, tot așa trebuie să ne pregătim casa sufletului, pentru ca să putem să îl primim pe Hristos care se naște și în casa sufletului nostru, în inima noastră. Ne luptăm, pe de o parte, cu cele ale trupului, în timpul postului ne răstignim trupul împreună cu patimile și cu poftele în sens negativ, tocmai ca să putem să primim o altă viață și un alt zvâc, o altă mișcare în ființa noastră, aceea a Duhului Sfânt, a vieții dumnezeiești. Postul nu este ceva negativ, ceva care ne îngrădește, ceva care ne omoară viața. Dimpotrivă, postul este cel prin care noi omorâm moartea din noi. Cum a intrat moartea în firea noastră? Prin păcat, prin simțuri. Noi ce facem prin post? Tocmai tăiem ghearele acestea ale diavolului, închidem ușile prin care patimile și poftele și păcatul încearcă să-și facă locaș în noi. Deci noi prin post nu omorâm atâta trupul, cât omorâm moartea din trupul nostru și din sufletul nostru. Tema aceasta despre gânduri se încadrează organic în această perioadă, pentru că orice acțiune, orice fapt pe care îl facem noi, își are la temelie un gând. Atât cele bune, faptele bune, virtuțile, cât și faptele rele, păcatele,
la origine, la plecare, stă un gând. Ce sunt gândurile este greu de definit. Nu poți să definești pentru cineva care nu știe ce sunt gândurile, să dai o definiție a gândurilor. Este această lucrare a minții prin care gândim, prin care lucrăm cu rațiunea, dar nu putem da o definiție. Ce putem să știm din experiența părinților? Că gândurile sunt o energie, sunt o putere care lucrează atât asupra noastră, cât și asupra celor din jurul nostru. În acest sens, Părintele Sofronii zicea așa, într-o cuvântare către cei din obștea sa și cei care veneau să-l asculte, zicea așa, fiecare gând, rău sau bun, chiar atunci când suntem singuri în chilia noastră, este o energie și o putere ce se răsfrânge asupra vieții întregii mănăstiri. Noi putem să facem, extrapolăm și să ne gândim că fiecare gând influențează întreaga noastră familie. Familia și de acasă, cea mică, familia și în care ne desfășurăm activitatea, unde lucrăm, unde ne desfășurăm activitatea. Când gândul pozitiv, când este cazul, devine o rugăciune fierbinte unul pentru altul și a fiecăruia pentru toți și a tuturor pentru fiecare, atunci se întăresc zidurile mănăstirii. Și din potrivă, când gândurile noastre iau o cale negativă și în locul dragostei o sândim pe fratele nostru, atunci se produc crăpături în zidurile mănăstirii și totul se năruie. Este extraordinar acest cuvânt. Noi atâta putere avem la nivelul acesta al gândurilor că putem să schimbăm, să ne schimbăm viața noastră și lăuntrică, dar și exterioară, pentru că până la urmă, așa cum zice Părintele Arsenie, tot ceea ce faci, te face. Fiecare gând, fiecare vorbă, fiecare faptă pe care noi o facem, se înscrie undeva în ființa noastră, și trupească, și sufletească. De aceea, Părintele Teofil avea acea vorbă frumoasă, zice, te spune fața cum ți-e viața. Că ce lucrezi tu, ce gândești tu, este înscris în ființa ta. Deci, prin gândurile noastre, dacă gândurile noastre sunt pozitive, dacă gândurile noastre sunt de rugăciune, dacă îi cuprindem pe ceilalți în rugăciunea noastră și ei pe noi, atunci, zice, se întăresc zidurile mănăstirii, se întăresc zidurile familiei mele, se întăresc zidurile acolo unde desfășură activitatea. Și iarăși, dacă gândurile sunt de judecată, de osândire, de a vedea cum noi suntem foarte adesea tentați, a vedea greșelile celorlalte, a judeca, a vedea neputințele, neajunsurile, atunci, zice, se produc fisuri în zidurile mănăstirii, nu neapărat în zidurile acestea de piatră, ci în ceea ce este clădit. Nu? O mănăstire este clădită prin relațiile care sunt între viețuitorii de acolo. O familie dăinuiește prin relațiile de dragoste care sunt între membrii familiei. Deci se produc fisuri și ce totul se năruie. Dacă am ști cât de ușor și cât de ușor putem să și clădim și să năruim relațiile dintre noi prin gândurile noastre. Mai este un cuvânt în Pateric. Zice acolo așa, ce ai tu în inimă față de fratele tău, același lucru are și el față de tine. Adică, dacă tu simți dragoste, dacă simți apreciere, dacă simți căldură, dacă simți pace de la cel de lângă tine,
Același lucru simte și el față de tine. Și invers. Dacă simt repulsie, dacă simt distanță, dacă simt altceva, același lucru simte și el față de mine. Acum, este o lege duhovnicească. Nu știm dacă gândul care îl am este al meu sau este primit de la celălalt. Oricum ar fi, Părintele Sofronii zice, noi trebuie să facem pocăință și să nu răspundem și să nu intrăm în dialectica aceasta a gândului negativ, a gândului rău. Chiar dacă celălalt a greșit, chiar dacă celălalt mi-a făcut ceva. De ce? Pentru că intru în starea lui. O să vedem mai încolo, pentru că orice gând rău nu este doar un simplu gând, ci este însoțit de altcineva din spatele lui. Gândurile bune își au izvorul în Dumnezeu și în Sfinții Îngeri, gândurile rele, gândurile pătimașe, își au izvorul în prezența și lucrarea duhurilor rele, a diavolilor, în viața noastră. Și atunci, chiar dacă mi-o greșit, chiar dacă mi-o jignit, chiar dacă mi-o... În momentul în care eu răspund și intru în dialectica lui, nu fac altceva decât să mă cobor, să mă deschid și eu acele puteri vrăjmașe care pe el îl stăpânește. Da. Eu încerc să vorbesc liber pentru că poate îmi dă Dumnezeu ceva ce e de folos pentru dumneavoastră, că eu am aici pregătit, dar încerc să... Da. Să vedem care ar fi izvorul gândurilor. Noi zicem că ne-a venit un gând. Înseamnă că mi l-a adus cineva. De unde ne vin gândurile? Am anticipat un pic și am spus că gândurile ne vin cele bune de la Dumnezeu și de la Sfinții Îngeri. Gândurile de la Dumnezeu pot să ne vină prin două feluri. Prin inspirație, cum a fost, de exemplu, la autorii sfinți, cei care au scris cărțile sfinte, scripturile, prorocii, apostolii, sau oamenii înaintați în viața duhovnicească, pe care Dumnezeu poate să-i inspire. Sau pot să fie gânduri prin informație. Ne putem, atunci când citim din Sfânta Scriptură, când citim scrierile oamenilor duhovnicești, avem gânduri de la Dumnezeu și de la oamenii lui Dumnezeu. Gândurile de la îngeri sunt tot un fel de gânduri de inspirație, de atenționare. Cum a fost cu Arhanghelul Gabriel, care a venit la prorocul Zaharia și a vestit că o să nască pe Sfântul Ion Botezătorul, sau Arhanghelul Gabriel care vine la Maica Domnului, sau aceste atenționări prin care Dumnezeu ne vestește voia Sa, sunt gânduri de la îngeri, sau tot gânduri îngerești sunt gândurile care ne duc sau ne pun în legătură cu Dumnezeu. De exemplu, hai să zicem că vedem aur. Un om pătimaș ar vrea să posede cât mai mult, să se îmbogățească, să stăpânească, să aibă putere prin aur. Ei, un om care are un gând îngeresc se gândește cum a fost aurul lăsat de Dumnezeu în pământ, cum a fost cernut, exploatat, cernut, curățat prin foc. Și apoi se gândește că din acest aur poate să facă Sfântul Potir, din care să bea sângele lui Hristos, poate să facă să împodobească templul sau biserica. Sau gânduri îngerești sunt cele care ne duc de la frumusețea și lumea aceasta văzută la Creatorul acestei lumi văzute. Din frumusețea celor naturale, a celor create, ne ducem cu mintea la Creator. Cum zice psalmistul, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Când vezi măreția și frumusețea acestei creații,
te duci cu mintea la cât de mare și cât de frumos trebuie să fie Creatorul lor. Avem și gânduri care vin din alcătuirea noastră psihosomatică, care vin din aplecările noastre, din preocupările noastre, din patimile sau virtuțile noastre. Ne vin gânduri în funcție de, spuneam, de preocupări, de aplecări. De exemplu, mi-e foame, îmi vine gândul foamei. Îmi vine gând să mănânc. Ne vin gânduri în funcție de amintirile care le-am avut, de trăirile care le-am avut. Acestea pot să fie și bune și pozitive, și rele și negative. Izvorul este fie gândul stârnește, gândul rău mă duce cu gândul, gândul rău mă duce să gândesc sau să fac cele rele, fie obișnuința cu cele rele sau cu cele bune îmi aduce gânduri despre cele ce le-am trăit. Apoi sunt și gânduri care ne sunt aduse de duhurile cele rele, de demoni. Acestea sunt cele care trezesc în noi patima și păcatul. Sfinții Părinți vorbesc despre 8 gânduri ale răutății, Sfântul Ioan Căscăraru zice de 7, pentru că unește slava de șartă cu mândria, ar fi 8 gânduri ale răutății, gânduri sau duhuri, e așa le numesc și Evagrie Ponticul și Sfântul Ioan Casian, și acestea sunt gândul sau duhul lăcomiei pântecelui, al curviei, al iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al acediei sau leneviei, al slavei de șarte și al mândriei. Achedia asta sau acedia sau lenevia este greu de tradus în românește, dar exprimă o stare de lehamite, de a nu avea chef de nimic, care îți taie toată vlaga, toată râvna duhovnicească. Părintele Sofroniu descrie așa, deci ți se pare că stai și te uiți la soare și soarele nu se mai mișcă. Nu ai chef nici să te rogi, nici să postești, nici să citești, nu ai chef de nimic. Acestea sunt principalele gânduri ale răutății din care, bineînțeles că se nasc pui și fii și nepoți și fiecare dintre ele are o gamă foarte largă. Tot în sfera acestor gânduri demonice intră gândurile de hulă. Gândurile de hulă sunt cele care gândurile urâte către Dumnezeu, către Mântuitorul Hristos, către Maica Domnului, către Sfinți sau către Sfintele Taine. Și m-am gândit să amintesc despre ele pentru că sunt mulți oameni sensibili și care au astfel de gânduri și sunt foarte urâte pentru că ne aruncă în deznădejde. Diavolii seamănă în mintea noastră, în inimile noastre, aceste gânduri și noi avem impresia că sunt ale noastre. Dar nu este deloc așa. Și atunci Sfinții Părinți ne învață ca atunci când vin astfel de gânduri să nu le băgăm în seamă, în primul rând. Și apoi să spunem: gândul ăsta asupra ta, diavole, mie nu-mi trebuie pentru că eu îl iubesc și pe Dumnezeu și pe Maica Domnului și pe Sfinți. Eu nu pot să gândesc așa ceva. Și așa ca un scuipat pe care îl calci, nu trebuie băgat în seamă. Apoi, aceste gânduri care ne vin de la duhurile rele, creează în un adevărat război.
Vedeți? Dumnezeu ne respectă libertatea. Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat acest mare dar al libertății pe care El îl respectă. Dacă eu îi spun lui Dumnezeu, nu vreau să am de-a face cu tine, lasă-mă în pace, vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu, Dumnezeu se retrage și te lasă în nebunia ta să dai cu capul, să vezi că nu poți fără El. Ei, duhurile acestea rele nu ne respectă libertatea și ne agasează, ne asaltează prin tot felul de gânduri. Noi le numim ispite. Ei, acest asalt al demonilor prin gânduri este numit în literatura patristică războiul minții sau războiul nevăzut sau războiul gândurilor. Este un război teribil care ne are pe toți în vedere la orice nivel duhovnicesc, la orice măsură duhovnicească am fi, chiar și cei mai înduhovniciți, cei mai înaintați, mai apropiați de Dumnezeu, au acest război al gândurilor. O imagine a acestui război avem în Pateric. Acolo se zice că Ava Moise stătea în chilie și zice era cumplit, muncit de pofta trupească, de războiul curviei. Și atâta de muncit era că n-a mai stat acolo și a plecat la Ava Isidor să-i mărturisească, să își spună neputința. Și Ava Isidor l-a îmbărbătat, i-a spus cuvinte de întărire și i-a zis, du-te și o să treacă, rabdă și roagă-te și o să treacă. Dar el era atât de înspăimântat încât a zis, nu mă duc, nu mai plec de aici. Și atunci Ava Isidor l-a scos afară și a zis, zice, uită-te către apus. Și s-au deschis ochii minții și au văzut mulțime de diavol, de duhuri rele și întunecate și s-au înspăimântat. Și-a zis Ava Isidor, vezi, aceștia sunt cei care de-a pururi dau război cu neamul omenesc, cu noi, îndeoseb cu noi călugării. Dar zice, uită-te și către răsărit. Și s-a uitat către răsărit și a văzut mulțime mare de îngeri luminoși, strălucitori. Și zice, vezi, aceștia sunt care vin de-a pururi în ajutorul nostru. Dar zice, sunt mai mulți cei pentru noi decât cei care luptă împotriva noastră. Și de-abia așa s-a întărit Ava Moise și-a plecat la chilia lui. Spuneam că diavolii ne ispitesc. Ne ispitesc prin gânduri. Această ispită este, nu este în sine nici rea, nici bună. Ea poate să devină rea dacă noi ne însoțim și acceptăm sugestia sau ispita, sau poate să ne aducă cunună dacă o respingem și dacă nu ne învoim cu ea. Importanța ispitirii în viața duhovnicească, părinții au arătat-o Ava Antonie chiar zicând că fără ispitiu noi n-am putea să creștem, să ne întărim în cele duhovnicești. Ava Antonie zice, ridică ispita și nimeni nu se va mai mântui. Adică am rămâne ca niște copii pe care părinții îi țin de-a pururea în brațe și care nu o să învețe să meargă niciodată. În viața duhovnicească, prima treaptă, când ne întoarcem sau când îl găsim pe Dumnezeu, este foarte, foarte bine, foarte frumos. Harul lui Dumnezeu ne îmbrățișează, ne încălzește, ne ocrotește, ne apără. Și suntem așa, ca niște copii ocrotiți de părinții lor. E tare bine. Numai că după aceea, încet, încet, Dumnezeu se retrage pentru ca noi înșine, să începem să biruim răul și ispita și lucrarea diavolească. Dacă
am ținut un copilaș tot timpul în brațe și nu l-am lăsat să meargă, să meargă pe picioarele lui, ar rămâne la starea aceasta infantilă. Tot așa și noi în viața duhovnicească, dacă nu am trece prin perioada aceasta care e cea mai lungă din viața duhovnicească și cea mai grea, este mai cu uscăciune, este mai cu, cu încercări, cu greutăți, cu le vedem în viața noastră, și dacă Dumnezeu ajută și spre sfârșitul vieții, dacă cei care ajung să dobândească harul prin efortul lor, prin nevoința lor, atunci devin niște oameni mari care pot să se lupte cu răul și cu păcatul și cu diavolii prin experiența lor și prin ceea ce au dobândit. Deci, ispitele nu sunt neapărat ceva rău. Este o încercare pentru ca noi să alegem liber binele. Ispitele ne vin, Sfântul Apostol Iacob zice că fiecare este ispitit și momit și atras de pofta sa. Să știți că diavolii nu sunt proști. Nu o să ne ispitească niciodată cu ceea ce nu ne place. Sau acolo unde suntem întăriți, unde suntem tari. Dacă ești înclinat către lăcomie, o poți să aducă gânduri de lăcomie. Dacă ești înclinat către trup, o să-ți aducă gânduri trupești. Dacă îți plac banii, o să îți aducă gânduri cum să faci bani. Dacă ești iubitor de slavă, de șartă, de lauda oamenilor, o să-ți aducă astfel de gânduri. Deci, diavolul ne lovește acolo unde suntem cei mai slabi, acolo unde știe că are șanse de izbândă, nu? Nu o să se lupte cu unul care îi place să postească cu mâncarea. O să-i aducă gânduri de slavă, de șartă și de mântrie. Păi, uite, tu postești, tu nu ești ca ai lați. Tu ești mai superior, tu ești bun. Înțelegeți? Adică suntem ispitiți și momiți în funcție de, iarăși, de aplecările noastre. Și iarăși, în funcție de stările care, de gândurile care avem, ne putem da seama ce duhuri se luptă cu noi. Acum, observând cei care s-au nevoit cu atenția aceasta și cu paza aceasta a minții, pentru că în funcție de ce avem în minte, spuneam așa, ne este viața, Sfinții Părinți au observat că există un mecanism al ispitirii, ceva oarecum regulat, ceva ce se repetă în felul cum lucrează această ispitire, cum vine această ispită. Și au împărțit-o fie în patru, fie în șase sau în șapte etape, depinde. Ele sunt mari, sunt patru trepte prin care aceste duhuri ne asaltează. Și primul moment este momiala sau atacul. Mi-a venit un gând în minte, mi-a venit o imagine în minte. Este o icoană a ceva, a unei idei sau a unui lucru care îmi vine în minte. Această treaptă este fără de păcat. Gândul mi-a venit fără să vreau eu, fără să-l chem eu, deci nu sunt vinovat că mi-a venit un gând. De aceea, iarăși, nu vă tulburați. Ne pot veni în minte gânduri foarte urâte. Am spus, până la gândurile de hulă, gânduri trupești, gânduri de ucidere, gânduri de sinucidere, de cele mai oribile gânduri ne pot veni în minte. Deci, prima fază, mi-a venit un gând, m-a atacat, a venit o momială, este fără de păcat. O să vă și exemplific. Hai să exemplific ca să înțelegem. A început postul nașterii Domnului. Îi post și îmi vine gândul să mănânc un grătar, nu? O friptură, niște mici sau un ou.
Când a venit, momiala mea, am văzut acolo friptura. Acum, urmează faza a doua, etapa a doua, care se numește însoțire. Eu mă pot însoți cu acest gând în două feluri. Nepătimaș sau pătimaș. Nepătimaș, mi-a venit gândul să mănânc un grătar sau niște mici și zic, da, ar fi bun, dar e post. Îmi pare rău, e post, nu pot să mănânc și am terminat. N-am păcătuit. Dar pot să mă însoțesc cu gândul pătimaș. În sensul să simt, să savurez deja ce bun ar fi friptura asta. Ce bune ar fi niște mici acum. Încep să păcătuiesc. Încep să intru în dialog cu gândul care mi-a venit. Faza a treia este consimțirea. Adică acceptare. Da, mi-e foame, mă duc să mănânc un grătar, mă duc să mănânc niște mici. Ei, în momentul acesta, păcatul oarecum se lipește de mintea noastră. Oarecum ne-o prins. Suntem de acord cu sugestia. Apoi urmează robirea. Sunt stăpânit de gândul acesta. Și apoi făptuirea. A patra sau a cincea la stadiu, mă duc și îmi prăjesc acolo carne sau îmi fac mici sau mănânc ouă și am săvârșit păcatul. Păcatul săvârșit, repetat, devine patimă. Patima înseamnă obișnuința, devine a doua natură, devine intrarea mea într-o stare de robie. Eu nu mai sunt stăpân pe... Nu? La început fumez o țigară să văd cum îi. Nu-mi place, dar mai încerc. Și mai fumez și mai fumez și devine obișnuință. Și apoi aș vrea să mă las, dar nu mai pot. Pentru că a devenit a doua mea natură. Ava Varsanofie, sper să nu greșesc, el zicea așa, este foarte ușor să ne luptăm cu păcatul la răsărirea lui, la ivirea lui. Și-o scos ucenicii pe un câmp și l-a trimis pe un frate, zice, du-te, smulge copăcelul cu tare care era doar o nuielușă din anul acela și l-a smuls cu ușurință. Apoi l-a trimis să smulgă unul care era mai bătrân și l-a smuls, da, cu o steneală. L-a trimis să smulgă unul mai mare și nu a putut singur. Și-a trebuit să mai cheme câțiva frați și cu multă trudă au reușit să smulgă și au zis, nu vedeți? Nu, Ava Dorotei, nu Ava Varsanofie, Ava Dorotei, zice, așa e și cu păcatul și cu patimile. La început ne putem foarte ușor debarasa de el, dar dacă îl săvârșim, devine a doua natură. Și acum fac o paranteză legat de aceste patimi. Este foarte important să ne curățim cât trăim de aceste patimi, de aceste lucrări și, practic, stăpânirea ale duhurilor asupra noastră, pentru că, dacă nu, o să mergem cu ele dincolo. Viața de după moarte nu este altceva decât continuarea stării în care am petrecut aici. Să nu ne imaginăm că după moarte lucrurile o să se schimbe. O să se schimbe în sensul că o să se adâncească, o să trăim mult mai intens. Cei care ori iubit aici și ori făcut voia lui Dumnezeu, acolo cu mai multă dragoste să aibă.
cei care sunt stăpâniți acei de patim o să meargă cu patima dincolo. Și Sfântul Isaac Siru zice că de fapt acestea sunt sau aceasta și acea, astfel se pot explica chinurile sau focul iadului. Ce sunt flăcările iadului decât patimile noastre care ne ard? Hai să exemplificăm. Luăm iarăși astea. Ești rob fumatului, ai murit, trup nu mai ai, țigară nu mai ai, dar pofta o ai. Pofta rămâne. Patima rămâne. Ai devenit dependent de alcool, trup nu mai ai, alcool nu mai ai, dar pofta o ai, dorința o ai. Și te mistuie, te arde. În ce te trupești, ai trăit doar pentru trup, trup nu mai ai, femeie sau bărbat nu mai ai, dar dorința rămâne. Să nu credeți că dacă îmbătrânim și nu ne luptăm cu patimile, ele chiar dacă se veștejesc sau nu le mai putem face cu trupul, ele rămân în minte. Îmi spunea o doamnă preoteasă care e și medic, zice, am fost la o femeie paralizată de 80 și ceva de ani, zice, nu se mai poate întoarce de pe o parte pe alta, nu poate să mănânce, dar zice, toată noaptea se uită la filme pornografice. Unghiile mari și vopsite în roșu, buzele vopsite, părul vopsit. Deci, patima este vie și lucrătoare, chiar dacă nu o mai săvârșim cu trupul, chiar dacă nu mai putem strânge, viața aceasta, să știți că de aceea este dată tocmai ca să ne curățim de aceste patimi. Și Mântuitorul știți că zicea că nu ajunge să nu săvârșești păcatul cu fapta, ci trebuie să nu-l săvârșești nici măcar cu mintea. S-a zis celor de demult să nu ucizi. Eu însă vă spun că cel ce se mânie pe fratele său săvârșește ucidere. S-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter. Eu să vă spun că cel ce privește cu poftă la femeie a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Sfântul Vasile cel Mare are un cuvânt extraordinar. El zice, femeie n-am cunoscut, dar feciorelnic nu sunt. Că n-am săvârșit păcatul cu fapta, dar m-am îndulcit cu mintea. Era atât de conștient de faptul că trebuie să ne curățim și viața lăuntrică de păcat și de lucrarea păcatului în noi. Și atunci, dacă am văzut de unde ne vin gândurile, am văzut cum lucrează aceste gânduri rele, pentru că acum nu o să ne păzim de gândurile bune, nu? Nu o să ne păzim de gândurile de la Dumnezeu sau de la îngeri. Alea sunt foarte bune. Sau cele care vin din aplicarea noastră bună. Dar cu cele rele trebuie să ne luptăm. Și acum, Sfinții Părinți ne învață și cum să ne luptăm. Care sunt armele pentru a lupta în acest război nevăzut? Ei ne învață că cele mai puternice arme sunt pasa minții sau pasa inimii, luarea aceasta aminte, atenția la noi înșine și mai ales la cele ce ne trec prin minte. În psalmul 8, ba nu, în psalmul 15 cu 8, cum putem să facem acest lucru? În psalmul acesta se zice așa, văzut am pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Trebuie să înțelegem și să știm un lucru. Noi nu suntem niciodată singuri. Suntem sau cu Dumnezeu, sau cu Îngerul Păzitor, suntem
sau cu lumea, sau cu duhurile acestea căzute. Deci, să nu ne imaginăm că avem vreo clipă de singurătate, în care noi suntem singuri. Și atunci, a-L vedea pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, înseamnă a trăi în această prezență a Lui Dumnezeu. Mi-a venit un gând. Mi-a venit un gând la nașterea Mântuitorului, acolo îngerii au vestit că l-au vestit pe Iosif că sau pe păstori că Maica Domnului că o să nască un prunc și o să-i pună numele Emanuel, care se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu este cu noi, să știți. Mai problema este, noi suntem cu Dumnezeu. Aici e toată taina și toată problema vieții noastre duhovnicești. A fi cu luarea minte la noi înșine. A fi cu luarea minte, a fi în prezența lui Dumnezeu. Eu îi mai întrebam pe tineri la spovedanie sau care mărturiseau că ai fost la discotecă? Da. Și Maica Domnului intră acolo cu tine? Nu intră. Îngerul păzitor intră? Nu intră. Nu intră, părinte. Păi tu atunci acum te duci? Tu cum intri acolo? A fi cu luarea minte înseamnă a încerca să ne cercetăm fiecare moment al vieții, fie trupești, fie sufletești. Ce privesc eu acum? Oare Dumnezeu poate să privească? Maica Domnului poate să privească? Ce ascult eu acum? Cu cine petrec eu acum? Am intrat în unde am intrat? Poate să intre Îngerul Păzitor aici cu mine? Sau rămân singur. A fi cu luarea minte înseamnă să vă dau un exemplu. A-ți vedea mișcările și sufletești și trupești. Zice acolo în Pateric că era un bătrân atât de treaz cu mintea că zicea tot timpul: oare acum unde suntem? Și dacă se găsea în pomenirea lui Dumnezeu, zicea: bine suntem. Iar dacă nu, dacă se găsea cu mintea iurea, zicea: întoarce-te, ticăloase, la lucrul tău. Adică tu, minte. Paranteză iarăși. Să știți că mintea, prin creație, Dumnezeu așa a făcut-o, să fie orientată în întregime către El. Să-L caute, așa cum floarea soarelui se învârte după soare, sau cum căutăm lumina, ei, așa mintea noastră, lucrarea ei este a petrece, a se gândi, a-L gândi, a-L contempla pe Dumnezeu. Ei, prin căderea în păcat, toate puterile noastre acestea sufletești, și memoria, și imaginația, și gândirea, s-au fărâmițat, s-au întors de la Dumnezeu către lume și suntem foarte împărțiți. Nu mai avem acea formă unitară, acea adunare și orientare către Dumnezeu. Atunci bătrânul acesta zicea: acum unde suntem? Oare acum eu ce fac? Ați încercat să stați 10 secunde sau un minut să vedeți câte gânduri ne trec prin minte într-un 10 secunde sau într-un minut? Suntem foarte împărțiți. Și a fi cu luarea minte înseamnă: măi, dar oare eu acum ce fac? Eu acum cu cine sunt? Cu cine petrec? Și iarăși, poate că n-ar fi rău, mi-a venit un gând. Mi-a venit o stare. Cum pot să discern cu cine petrec? Am spus că nu suntem niciodată singuri.
suntem sau cu Dumnezeu, cu îngerii sau cu lumea și cu demonii. Cu cine petrec? De unde mi-a venit gândul acesta? Cum pot să știu dacă gândul ăsta e bun, să-l primesc sau să nu-l primesc? Mântuitorul zice că nu poate pom bun să facă roade rele și nici pom rău să facă roade bune. După roadele lor îi veți cunoaște. Iar Sfântul Apostol Pavel zice în Epistola către Galateni, în capitolul 5, că faptele trupului, faptele duhurilor acestor rele sunt cunoscute: curvie, necurăție, nerușinare, idolatrie, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, întărătări, gâlcevi, dezvinări, erezii, invidii, ucideri, beții, chefuri și cele asemănătoare acestora. Iarăși, mai subțire, părinții ne învață că toate cele ce vin de la Dumnezeu vin cu pace. Dacă gândul sau starea care o am are oarecare tulburare, să știți că diavolul e teribil de inteligent și încearcă să se pună în locul lui Dumnezeu, să-L mai mulțărească pe Dumnezeu, să ne inducă să credem că suntem cu Dumnezeu, dar de fapt să fim cu El. Numai că nu poate. El ne aduce o aparentă stare de pace. Nu poate să-ți dea pacea de la Dumnezeu. Nu poate să-ți dea pacea Duhului Sfânt. Îți dă o aparentă stare de iubire, o aparentă stare, știu eu, pozitivă. Ei, cele de la Dumnezeu vin cu pace și cu liniște. Nu, nici măcar nu te mai întreb dacă e de la Dumnezeu sau nu, pentru că ești convins. Nu ai nicio îndoială, nu ai nicio suspiciune. Iar Sfântul Apostol Pavel zice, iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, înfrânarea, curăția, facerea de bine, bunătatea, blândețea. Le auzim la Sfântul Mastru. Și atunci putem să ne gândim, mi-a venit un gând sau am o stare. Cu cine petrec? E de la Duhul Sfânt sau e de la alte duhuri? Și atunci, dacă putem să zicem ca bătrânul ăsta, dacă sunt cu Dumnezeu, bine este. Dacă nu, pot să-mi întorc mintea și să zic, Doamne, uite, nu, uite ce inima mea, nu-mi trebuie gândul ăsta, ajută-mă să fiu cu Tine. Și să mă gândesc la cele ale lui Dumnezeu. Iarăși tot așa un frate a întrebat pe un părinte, ce gânduri, ce ar trebui să cugetăm? Ce ar trebui să fie în mintea noastră? Și bătrânul i-a zis, zice, toate cele ce cugetă omul de la cer în jos, deșertăciune sunt. Iar a petrece în pomenirea lui Iisus, aceasta este lucrarea cea adevărată. Deci, pe de o parte, trebuie să fim atenți la noi înșine și cu cât o facem mai des și cu cât o facem de mai multe ori, să știți că lucrarea aceasta nu e numai pentru călugări, nu e numai pentru pusnici, ci este pentru fiecare dintre noi. Pentru că în funcție de cum ne sunt gândurile și cu cine petrecem, putem să ne facem viața rai sau iad, încă de aici. Dacă eu petrec cu Dumnezeu, fie că sunt la lucru, fie că oriunde aș fi, avem datorii, avem obligații pe care trebuie să le facem, trebuie să mergem la muncă, trebuie să ne creștem copiii, trebuie să interacționăm cu ceilalți oameni. Numai să nu uit că ceea ce fac, ceea ce vorbesc, vorba mea să fie ca vorba lui Dumnezeu, privirea mea să fie ca a lui Dumnezeu, purtarea mea să fie ca înaintea lui Dumnezeu. Și atunci tot ceea ce fac îmi devine o rugăciune și îmi devine o trăire și o petrecere înaintea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și invers. Pot să-mi fac stare de iad dacă în inima mea e invidie, geloziei, poftă trupească, răutate, ură,
Deja iadul în lăuntru meu. Zice acolo un pateric, că a zis un bătrân, cel ce fură sau cel ce minte sau cel ce face alt păcat, de multe ori îndată după ce săvârșește păcatul, suspină și se prihănește pe sine și vine într-o pocăință. Nu? Am făcut un rău, nu? Îmi pare rău, mă duc și mă pocăiesc, mă spovedesc, mă... Dar zice, cel ce are în suflet pomenire de rău, adică cel ce nu poate să ierte, cel ce nu poate să înghită pe cineva, are cu cineva o dușmănie, un conflict, zice, ori de mănâncă, ori de doarme, ori de umblă, ca de rugine este ros. Și păcatul totdeauna nedespărțit îl are și rugăciunul lui devine blestem. Toată osăneala lui este neprimită, chiar deci va vărsa sângele pentru Hristos. Iată cât de importantă este starea noastră lăuntrică. Apoi, Sfinții Părinți mai vorbesc, Sfântul Isihis înainte, Sfântul Finotesi înainte, vorbesc despre trezvie, despre necesitatea de a fi treji. În Sfânta Scriptură avem multe îndemnuri de la Mântuitorul. Fiți treji, privegheați. De multe ori ne spunem, ceea ce vă spun vouă, vă spun la toți. Privegheați. Sfântul Apostol Pavel zice, noi să nu fim ca cei ce dorm și păcătuiesc, noi să fim treji. Iar Sfântul Apostol Petru zice, diavolul umblă răgnind, căutând pe cine să înghită. De aceea voi fi streși, privegheați, să nu cădeți în mrejele lui. Sfântul Isihie zicea, ce înseamnă a fi treaz? Ce este această trezvie? Trezvia este o pază a inimii pentru a vedea gândurile care ne intră în minte sau în inimă. Și a le întreba, așa zic părinții, că orice când ne vine, să-l întrebăm, de al nostru ești sau de al vrăjmașului nostru, de al vrăjmașilor noștri. Și ne va răspunde, ne va arăta dacă este, ne este de folos sau este viclean care vrea să pună stăpânire pe inima noastră. Deci, trezvia este această atenție, acel străjer la poarta inimii, care să observe când vin gândurile viclene care vor să ne fure, să pună stăpânire pe lăuntru nostru. Acum, cum putem să luptăm cu aceste gânduri? Pentru că nu ajunge doar să fii cu luarea minte, doar să fii treaz cu mintea. Sfinții Părinți ne învață că sunt două modalități de a alunga aceste gânduri rele. Mi-a venit un gând. Mi-a venit un gând rău. Eu pot să-i răspund cu un gând bun. Să iau un gând bun din Sfânta Scriptură. Și avem practic foarte elocvent ispitirea Mântuitorului din Carantania, din pustia Carantaniei. După 40 de zile de post, vine ispititorul, vine diavolul și zice că la Mântuitorul i s-a făcut foame. Și vine ispititorul și zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestor pietre să se facă pâine. Și Mântuitorul îi răspunde, scris este, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care purcede din Dumnezeu, care iese din gura lui Dumnezeu. Să știți că e foarte adevărat. Să știți că ne putem hrăni cu cuvântul din Scriptură sau cu cuvinte duhovnicești. Pentru că trupul se hrănește de la suflet și sufletul se hrănește de la Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu. Să vă mai spun o povestioară, o întâmplare, cum se
Cum se întâmplă lucrul acesta? Cum că harul ține loc și de toate ale noastre. Un pusnic s-a dus la alt pusnic și erau mai îmbunătățiți. Și s-au sărutat ei și s-au început să vorbească despre lucruri despre mântuire. Și gazda, bătrânul la care au venit, i-a spus la ucenic, zice, du-te și pune niște fiertură să-i dea de mâncare, să-l omenim pe părintele că a venit la noi. Așa era tradiția, așa e frumos. Și zice că era pe la ceasul al șaselea, era la amiază. Și ei ori vorbit și s-au rugat. Și în ziua următoare, pe la ceasul al șaselea, bătrânul i-a zis la ucenic, zice, du-te să pui niște fiertură, să pune niște linte acolo, să îi dăm de mâncare la părintele. Păi ce, părinte, am pus-o de ieri, zice, n-ați venit să mâncați. Zice, de ieri am pregătit-o. Deci, putem să, la un gând rău care ne vine, să-i răspundem cu un gând bun. Numai că pentru aceasta trebuie să fim, să avem foarte multe gânduri bune, să fim foarte plini de cunoștință, să știm Sfânta Scriptură, să știm, să avem cuvinte duhovnicești. De aceea, părinții ne învață, da, hai să mergem mai departe cu ispita din Carantania, să vedeți ce teribil este diavolul, pentru că dacă o să folosim metoda aceasta, ai răspunde cu un gând bun, un gând din Scriptură, el se leagă de acest gând și ne aduce alt gând. Mântuitorul i-a răspuns, scris este, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iasă din gura lui Dumnezeu. Și atunci zice că l-a luat diavolul și l-a dus pe aripa templului. Și-a zis, aruncă-te jos, că scris este. Și dacă sesizați, tu ai zis că este scris? Deci uită, aruncă-te că este scris. Aruncă-te de pe aripa templului. Și Mântuitorul, bineînțeles că îi răspunde, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Și apoi îl duce pe un munte și îi arată toate bogățiile pământului și ție ți le voi da dacă te vei închina mie. Și îi răspunde înapoi a mea satanul, că scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai unuia să slujești. Deci, vedem că este foarte obositoare și această modalitate și nu știm dacă noi o să biruim. Pentru că diavolul este spirit, este netrupesc, are mai multă experiență decât noi, are mai multă inteligență decât noi, și la nivelul minții ne biruiește. Și atunci, pentru mine și pentru starea în care suntem noi, părinții ne învață să refuzăm, să respingem gândul de la prima răsărire a Lui. Mi-a venit un gând rău, Doamne, uite ce inima mea nu-mi trebuie gândul ăsta. Gândul ăsta asupra Ta, diavole, mie nu-mi trebuiește. Și să alergăm la rugăciune. Sfântul Isihie zice așa, minte cu minte se încaieră, mintea noastră cu mintea drăcească. De aceea avem trebuință să-L chemăm pe Hristos prin rugăciune, ca El să se lupte să biruiască și biruința să ne-o dea nouă. Deci, cel mai mare ajutor în lupta cu gândurile este, de fapt, rugăciunea. Și părinții ne învață că cel mai de folos sunt rugăciunile scurte sau acea rugăciune minunată numită rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul. Sau cu formele ei, miluiește-ne pe noi și lumea Ta sau Doamne miluiește, poți să zici doar atâta, Doamne miluiește-mă sau Iisuse miluiește-mă sau pur și simplu Iisuse sau... Putem să ne găsim tot felul de rugăciuni. Eu mai zic, Doamne ajută-mă să fiu cu Tine. Doamne ajută-mă să fiu cu Tine. Nici n-am terminat liturghia și deja vin o grămadă de grijă, o grămadă de gânduri. Păi da, lăsați-mă. Zicea un părinte că era pus să păzească o grădină și zicea
plecați păsările din afară și gândurile dinăuntru. De a alunga. Că putem să ne găsim noi rugăciuni. Important este ca noi să fim, să petrecem cu Dumnezeu. Și această stare, acum e de dorit să devină viața noastră o rugăciune. Nu numai să ne rugăm, noi folosim ca rugăciune formule de rugăciune. Noi avem un timp de rugăciune, dar noi trebuie să devenim rugăciune. Cum se face aceasta? Păi începând să zici, Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă pe mine păcătosul. De câte ori îți aduci aminte? De câte ori poți? Mintea o să se ducă în altă parte. Dar are Sfântul Marcu Ascet un cuvânt tare frumos, zice, când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, ca atunci când tu îl vei uita, El să-și aducă aminte de tine. Pe măsură ce îmi deprind mintea și inima să se roage, să petreacă în prezența lui Dumnezeu, în aceeași măsură o să fiu tot mai treaz și tot mai biruitor, tot mai puternic asupra acestor duhuri rele. Vedeți, e ca la război. Cu cât câștigi teren de la inamic, tu devii mai puternic și îl slăbește. Cu cât eu mă întăresc în bine, în virtute, păcatul e tot mai stav, are tot mai puțină putere asupra mea. Și invers, cu cât diavolul și patima și păcatul mă stăpânește, puterile mele duhovnicești sunt tot mai reduse. Deci, în orice stare am fi și oricât de începători am fi, important e să începem. Pentru că Dumnezeu este lângă noi și ne ajută să biruim. Iar petrecerea în această lucrare se face în lăuntru nostru și în jurul nostru rai și pace. Așa cum zice Sfântul Serafim de Sărăv. Dobândește-ți tu pacea și o mulțime de oameni își vor dobândi pacea în jurul tău. Dobândește tu dragoste și o mulțime de oameni își vor dobândi dragostea în jurul tău. În inima noastră, Hristos se va naște și va străluci și va fi ca un soare care ne va lumina întreaga viață și pe cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Eu mă opresc aici, că o trecut o oră și nu vreau să... o trecut o oră și ceva și... nu vreau nici să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Da, îi mulțumim Părintelui. În timp ce ascultam, mă gândeam că e foarte important ca să vină cineva care trăiește o altfel de viață decât cea pe care o trăim noi cotidian. Părintele, din liniștea lui de la mănăstire, are puterea aceasta și darul ăsta de la Dumnezeu de a ne aduce liniște și nouă. Pe de altă parte, însă, fiecare dintre noi cred că își pune întrebarea firească, oare cum putem noi să dobândim această liniște în lumea pe care o trăim? Părintele a dat deja niște direcții, dar mi-am amintit și de cuvântul Părintelui Cuviosului Paisie Aghioritul, Sfântului, care zicea că mulți sfinți ar dori să trăiască în vremea noastră ca să se nevoiască. Adică vremurile pe care le trăim, deși sunt niște vremuri foarte grele și foarte tulburi din punct de vedere duhovnicesc, că din alte puncte de vedere, mă gândesc material, să știți că oamenii au trăit mult, mult mai rău, dumneavoastră știți mai bine decât mine. Și mi-am amintit din primii ani de preoție cum un om așa foarte râvnitor zicea, cum să fac eu din casa mea o mănăstire? Era un om căsătorit, se iubea cu soția lui, trăiau foarte bine unul cu celălalt și eu așa, am parcă așa dorința asta să...
Și eu atât am priceput atunci și am zis, dar ce te oprește pe tine ca în fiecare noapte să te scoli, să te rogi, să faci metanii, să-ți aprinzi candela în casă? Nimic nu te poate face. Faptul că am stat aici o oră în liniște arată că nu stăm, sau nădăjduiesc că așa e, că nu stăm mai mult de 2-3 ceasuri la televizor. Lumea în care trăim noi și viața pe care o ducem noi este o viață care e sub imperiul duhurilor necurate, pentru că noi dăm voie acestor duhuri necurate să pună stăpânire pe viața noastră. Câtă vreme stăm cu nasul în televizor, pierdem răbdarea, nu mai putem să stăm la slujbe. Câtă vreme stăm pe internet, de asemenea. Dar vreau să vă dau o rețetă, că de asta am vorbit despre subiectul acesta, o rețetă pe care ne-a dat-o Părintele, iarăși, de când eram noi studenți. Ne puneam probleme serioase. Dacă e bine să ne uităm la televizor, sau dacă e bine să ne uităm la meci, mie îmi plăcea fotbalul, și Părintele a fost fotbalist, am jucat și fotbal împreună. Și Părintele a găsit o rețetă foarte, foarte bună, pe care vă recomand și dumneavoastră tuturor celor care, să zicem așa, pierdeți vremea într-un fel sau altul. Și zicea, mă, te uiți 2 ore la televizor, 2 ore faci psaltire. E foarte simplu. Credeți-mă că funcționează foarte bine. De ce? Pentru că întotdeauna când dai de rugăciune și de gustul rugăciunii, cu adevărat parcă nu-ți mai trebuie altceva. Dar mi-am amintit, pentru că Părintele de la început a vorbit despre Părintele Sofronie Saharov, care se pare că e un părinte care a pecetuit ultimii ani ai vieții noastre, să zicem așa, din punct de vedere duhovnicesc, ca ucenic al starețului Siluan, a Sfântului Siluan Atonitu, și care ar primi de la Dumnezeu darul de a tâlcui pe limba noastră spusele simple ale țăranului din Rusia, dar în același timp foarte profund, un om sfânt. Și Părintele a vorbit despre acestea, s-a ținut la Iași un simpozion deosebit, a participat Părintele Rafael Noica și printre alții și Părintele Rafael Noica și Ieroteos Vlahos, și ca să ne întărim cumva noi, Părintele Ieroteos Vlahos mărturisea că prima întâlnire pe care a avut-o cu Părintele Sofronie a fost memorabilă pentru el și că s-a dus la dânsul și asta i-a mărturisit: Părinte, simt că în mine e o grădină zoologică. Simt că colcă în mine toate patimile, toate animalele, fac ca toate animalele. Și Părintele foarte simplu i-a spus, stai liniștit că asta este starea firească. Starea firească a cui? A omului care se problematizează, a omului care caută cele duhovnicești. Așadar să nu vă așteptați ca să primiți pacea de la început și să primim pacea de la început, ci la început vor fi războaie foarte mari, cu toate. Însă să avem curajul. Și mai zicea Părintele Rafael Noica, a zis un lucru, că cel care se roagă, Părintele Sofronie a spus cuvântul acesta, că rugătorul se aseamănă unei picături de apă pusă în oceanul înghețat, care refuză să înghețe. Deci cea mai importantă neledincire este rugăciunea. Viața duhovnicească vine de aici. Așadar, cred că se cuvine să aducem mulțumire foarte profundă Părintelui. Mă bucur pentru starea asta de pace și de binecuvântare și mă gândeam că chiar dacă 3-4 oameni ar sta să asculte lucru, e foarte important, pentru că ați văzut că nu contează cantitatea, ci contează calitatea, și că fiecare putem să influențăm în bine sau în rău pe celălalt. Acum, vă rog să aveți curaj, să nu vă siți, se aude în sală, fiecare dintre dumneavoastră puteți să puneți întrebări. Nu vă gândiți că întrebările dumneavoastră sunt proaste sau sunt slabe sau... Fiecare la nivelul dumneavoastră aveți depus o întrebare. Să știți că atunci când vă este rușine exagerată, înseamnă că sunteți exagerat de mândri. Eu vorbesc din experiență, vă spun de mine, nu de... Așa că dacă aveți ceva ce vă problematizați, puteți să-i puneți Părintelui orice întrebare legată de subiectul de astăzi, dar poate aveți și alte nedumeriri, bineînțeles, care pot fi discutate, să zicem așa, pentru toată lumea.
Mulțumim, Părinte. Vă ascultăm. Părinte Paisie, vă întreb eu prima dată. Ne-a spus că diavolul ne asaltează cu gânduri. Și știm lucrul acesta cu toții. Dar în ce măsură cunoaște diavolul gândurile tainice ale inimii noastre? Nu le cunoaștem. Dar cunoaște a plecării noastre. Deci, zic părinții că nu are acces la ce-i în inima noastră. Da. Ne vede a plecările noastre și mai este o imagine extraordinară. În Pateric, Ava Macarie cel Mare, era în pustie și primise de la Dumnezeu darul acesta de a vedea și îngerii și demonii. Și într-o zi îl vede, era o mănăstire mai jos de el, la ceva distanță, o mănăstire de obște, și într-o zi îl vede pe diavolul trecând cu un cojoc mare, plin de găurele, plin de tot felul de zorzoane, de tifulițe, de așa, și zice, unde te duci? Păi zice, mă duc să cercetez pe frați. Adică pe cei din mănăstirea de obște. Păi zice, și ce faci cu atâtea zorzoane? La ce îți trebuie atâtea? Păi zice, îi dau una și dacă nu-i place, îi dau alta și până la urmă îl găsesc cu ceva. Mie imaginea asta mie mi se pare foarte sugestivă și o putem foarte bine compara cu televizorul. Vezi, ceva de genul ăsta e și televizorul. Ce vrei? Vrei muzică? Am muzică. Vrei fotbal? Am fotbal. Vrei muzică clasică? Am și muzică clasică. Vrei film? Am film. De care film vrei? Din asta. Important e să stai aici lângă mine. Să stai cu mine. Deci, nu ne știe gândurile, dar ne încearcă. Încearcă, dacă nu prinde asta, încearcă cu alta și tot așa. Până când ne găsește cu ceva ce ne place. Bine că ne mai și vede și ne știe înclinările. Dar nu are acces. Diavolul nu are acces nici în taina inimii noastre, nici în taina Sfintei Spovedanii. Totuși, puterea lui mărcinită. Da, numai puțin, că... Păi nu știu dacă astea sunt probleme fundamentale. Să lăsăm pe Părintele să răspundă. Să merg Dumnezeu și vreau să și după asta și închei. Sinodul de la Creta, aia nu se vorbește. S-au făcut lucruri destul de urâte. Deci problema cardurilor de sănătate. Unde nu s-a vorbit? S-a vorbit despre sinodul ăla. Eu am vorbit în biserică, dar da. Bine, lăsați pe Părintele să răspundă. Da. Părintele Rafael zice că atâta timp cât e ceva ce nu ne afectează și Părintele Teofil, într-adevăr, există o încercare de a deveni controlați. Adică se încearcă să fim controlați în toate manifestările noastre și dacă s-ar putea și în cele spirituale. Dar nu cred că
cardul de sănătate sau buletinul ne bagă în iad sau ne scoate din iad. Asta spune și părintele Simplu, dar spunea clar că acceptarea cardului în sine, deja de cam duce, asta a fost declarația Dânsului înainte să moară. Dânsul a vorbit foarte mult, Paisie a găruit înainte să moară, canonizat în Grecia, tot așa a vorbit după ziua cardului, tot de orice fel. Asta era întrebarea. Da. Întrebarea mai bine și întrebarea următoare. Ești cu micior în iad. Poți să fie acceptarea cardului în sine, poate la un nivel duhovnicesc foarte subtil să implice niște păcate pe care poate nu le conștientizezi? Nu cred. Deci, repet, e vorba un nivel duhovnicesc poate mai profund. Nu vorbesc de... Eu nu sunt la un nivel duhovnicesc profund, dar atâta timp cât cadrul ăsta de sănătate, pot să-l țin, pot să-l arunc, pot să fac ce vreau cu el. Plus că problemele sunt mult mai complexe. Pentru unul care e sănătos și bine, mersi, da, nu-mi trebuie card de sănătate, dar gândiți-vă că sunt oameni care depind, de exemplu, de dializă. Și dacă nu ia cardul de sănătate, se sinucide. Că nu are bani să-și plătească dializa. Și atunci, hai să ne gândim în termenii în care am vorbit. E de la Dumnezeu gândul sau e de la cel rău? Dar există alternativa. Care? Aceasta. E același număr de pe card de pe sănătate, iar pe numărul pe foaia aceea. Nu e chiar același lucru, dar e același număr. E același număr, vă spun eu. Da. Părinte Emil, vrei să... Iar referitor la Nasinu. Eu am auzit odată un părinte, a zis așa, o vorbă tare înțeleaptă. Zic că pe proiestoși se judece proiestoși. Adică pe cei întâi stătători se judece cei de rangul lor. Noi nu suntem în măsură. E foarte bine că ne preocupăm, dar noi nu suntem în măsură să judecăm pe ierarhii noștri. Plus că părerea mea, personal, mă așteptam la întrebarea asta, mie mi s-a părut că au fost foarte tranșanți. Nu mă așteptam la mărturisiri ortodoxe atât de pertinente. Acum că nu sunt toate alea, nod în papură poți să găsești la orice. Și la organizarea asta, și dacă vreți, putem să găsim deficiențe sau minusuri sau scăderi, dar nu ne influențează cu absolut nimic mântuirea sau viața noastră, hotărârile de la Sinodul din Creta. Din potrivă, repet, au fost niște rostiri, până la urmă au fost niște reafirmări, nu s-au spus nimic nou, ci adevărurile care au fost s-au mărturisit. Da. Iar polemica aceasta, dacă mă privi iarăși în perspectiva în ce am vorbit, nu a dus decât foarte, foarte multă tulburare. Și în sufletele lor și în jurul lor, cei care fac polemică. Eu cred că trebuie să ascultăm și să nu-i judecăm noi pe... Pentru că noi vedem universul nostru, noi vedem de la nivelul nostru, episcopii văd de la altă înălțime, de la alt nivel. Mă iertați, referitor la problema aceasta, părinte, nu că nu te completezi, dar tot părintele Rafael Noica foarte frumos a vorbit pe tema aceasta și a încercat să și face apel la să ne smerim, în primul rând, să ne smerim și dădea un exemplu foarte simplu pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost prigonit de episcopi. A fost scos din scaun de episcop. Dar toate acestea, nu fără știrea lui Dumnezeu și nu fără îngăduința lui Dumnezeu, cum știm că se întâmplă toate ispitele în viața noastră. Dar omul acesta, Sfântul acesta, el nu și-a făcut biserică paralelă. Nu și-a făcut o altă biserică în care să-i cheme, pe care vor să slujească, că el ar fi virtuos. Și trebuie să fim cu multă, multă luare aminte și să avem grijă la judecata mai marilor noștri. Și apropo de toate, însuși înalt preasfințitul Ieroteos l-a felicitat pe preafericitul nostru și pe delegația noastră pentru ce au făcut acolo. Părinte Emil, te ascultăm. Vreau să propun părintele să spună câteva cuvinte, deși destul de vastă și e legată de gândurile depresive. Se spune că boala secolului 21 va fi depresia. Tot mai multă lume se plânge de această problemă.
Depresia are două cauze. Una fiziologică, lipsesc niște substanțe, iarăși le-am uitat, serotonina și mai e una. Deci, așa, mulțumesc, domnul doctor. Deci, este ceva fiziologic. Și atunci trebuie luat un tratament medicamentos. Dar putem să ajungem la depresie și din pricina gândurilor. Suntem atât de frământați, atât de gândurile la origine, spuneam că sunt așa ceva mic, ceva infim. Dar pe măsură ce stai de vorbă cu ele, se amplifică, stările se amplifică. De exemplu, vine un gând de tristețe, un gând de deznădejde. Dacă nu-l mărturisesc, dacă stau de vorbă cu el, el se tot amplifică și poate să mă ducă însăși gândurile la o stare de depresie. Iarăși, bine că a venit întrebarea, trebuie să avem grijă să nu stăm pe gânduri, să nu stăm de vorbă cu gândurile. Noi trăim foarte mult, fie în trecut, fie în viitor, în imaginar. Ne tot imaginăm tot felul de stări, de vise, de... lucrurile acestea sunt foarte dăunătoare, pentru că, cum spuneam, nu suntem singuri. Și ce se întâmplă? Sunt niște duhuri care se hrănesc cu vlaga noastră, cu puterea noastră, cu vitalitatea noastră. Și ne putem îmbolnăvi. Fie că e de tristețe, fie că e de deznădejde, fie că e de ură, fie că e de mânie. Parcă tot domnul doctor m-a spus, domnul doctor Pavel Chirilă zicea, un om care se mânie 10 minute, își pierde imunitatea nu știu câte ore. Deci, ne putem îmbolnăvi și prin gânduri, da? Și atunci lucrurile trebuie îmbinate. Dacă, oricum rugăciunea și paza aceasta a minții e tare de folos, chiar dacă este o problemă fiziologică, pentru că în momentul în care mărturisești neputința și primești sfat pentru cei care n-am apucat, e foarte vast, e foarte bine că au venit întrebările, pentru cei care ne vin gânduri de deznădejde, de tristețe, e foarte important să cultivăm bucuria și mulțumirea. Adică, Doamne, îți mulțumesc de toate, Doamne, slavă Ție pentru toate, să văd ceea ce e bun, ceea ce e frumos și să nu primesc, să nu las să intre în sufletul meu nici cea mai mică tristețe sau deznădejde. Iarăși un lucru foarte important. Vă spuneam că sunt niște duhuri rele care, gândurile sunt până la urmă ca niște obiecte, ca niște persoane pe care le îndrăgim, cu care intrăm în dialog, în legătură. Și trebuie să fim foarte atenți de a nu sta fără treabă, de a nu sta fără o activitate. Pentru că urmăriți, te trezești dimineața și zici, păi, aș mai sta 10 minute. Și mai stai 10 minute sau... Dar nu dormi. Ești între somn și veche. Ei, este starea cea mai propice pentru atacurile și prezența acestor duhuri rele. Și stai 10 minute sau jumătate de oră și te trezești legumă, fleașcă. Nu mai ai nicio vlagă în tine. De ce? Pentru că ai stat, de fapt, de vorbă cu niște duhuri care s-au hrănit cu vlaga ta. Cu imunitatea ta, cu vitalitatea ta, cu ce ai tu bun în tine. Este o poveste, o întâmplare, o relatare în Pateric tare frumoasă.
Deci că era un părinte ajuns la o treaptă înaltă că nu mai aveau putere, nu că nu mai ispiteau, dar nu mai aveau putere dragi și gândurile asupra lui. Dar ei s-a descoperit că și ucenicul lui, nici pe el nu mai pot să-l ispitească, să-l stăpânească dragii. Și au zis părintele, păi zice, cum, de ce? Și au primit răspuns, zice, risipește și zidește. Și nu înțeles. Și s-a dus să-l cerceteze, să vadă ce face. Cum petrece. Și l-a găsit acolo cu un zid început și cu niște piatră acolo, era pe malul la un râu. Și zice, ce faci? Păi zice, uite, fac zidul ăsta. Și când îl termin, îl stric. Și după aceea iar îl fac și iar îl stric. Și niciodată nu-l găsea diavolul fără treabă. Și nu putea să-l ispitească. Ar fi foarte bine, eu așa mai recomand, fie ne rugăm, fie citim, fie muncim, fie dormim. Adică să nu stau să visez. Și apoi, iarăși e foarte important, părintele zicea, n-am uitat, dar fă foarte multe. E foarte, foarte greu să ai o viață duhovnicească și o pază minții uitându-te la televizor. Ce imposibil. Pentru că toate imaginile acelea nu sunt decât material pe care diavolul ți-l va scoate în conștient și înainte ochilor, mai ales când vrei să te rogi, mai ales când vrei să fii cu Dumnezeu. Deci, cam asta, nu știu dacă am răspuns. Da. Da, părinte, sunt mulți oameni care se plâng de vrăji. Și așa de disperați că nu știu cine i-a făcut, că i-o dresc, că... Și foarte, ei ascultă de aia care le spun niște rețete, să se aprindă nu știu câte lumânări, să... Acum nu știu dacă, de aici cred că nu sunt oameni de genul ăsta, dar oricum, ca pentru noi, ca preoți, așa, să ne lămurim și noi ce să facem cu problema asta. Da. Păi, noi nu vrem să ne asumăm că cele ce ni se întâmplă sunt urmarea faptelor noastre. Deci, Părintele Arsenie are o vorbă un pic mai... Deci, ne întâlnim în prezent cu viitorul trecutului. Adică, ne întâlnim în zilele noastre cu urmările faptelor noastre din trecut. Ceea ce ni se întâmplă nu-i fără legătură de ceea ce semănăm, culegem. Și la nivelul gândurilor, și la nivelul faptelor, mai devreme sau mai târziu o să se cerăm. Cine dăruiește, cine dă în jurul lui pace și dragoste și bucurie, asta o să primească. Și cine seamănă altceva, altceva o să culeagă. Acum, vin și la noi cu rețete. Pentru că, repet, oamenii, tot Părintele Arsenie Boca zicea, oamenii păcătuiesc. Și după aceea vin urmările păcatelor, care sunt suferințe, necazuri, încercări. Oamenii nu le place și ar vrea să scape de necazuri și de suferințe ca să se întoarcă iarăși la păcatele care le-au făcut. Dar nu vor să schimbe viața. Dacă le spui la oameni că, uite, trebuie cea mai mare dezlegare, mai fraților, cea mai mare dezlegare, nu sunt rugăciunile Sfântul Vasile cel Mare, cea mai mare dezlegare este spovedania. Acolo mi se dezleagă viața mea. Bineînțeles, o spovedanie adevărată, în care mă golesc de tot răul care l-am făcut și vreau să-mi schimb viața. În măsura în care schimbi viața, se vor schimba și urmările și viața ta următoare. Acum, practic, mi-a făcut cineva vrăj.
Păi, trebuie să știm că Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu este Cel care ține lumea aceasta, chiar dacă ni se pare nouă că câteodată că ne-a mai părăsit, dar cine crede că este făcut vrăjbe, ăla nu mai crede în Dumnezeu, adică crede că de fapt e diavolul atotputernic și Dumnezeu vai de capul lui săracul. Hai să vă spun practică, mai bine înțelegem. La o vrăjitoare s-a dus un tânăr și i-a zis, uite, vreau să mă căsătoresc cu fata cu tare. O grămadă de legături cu, mi-a legat cu nuniile. Oameni care nu s-au mai căsătoresc și cred că cineva l-a legat cu nuniile. Dar de fapt, noi ne legăm cu nuniile că începem viața prost. Începem păcătuind, începem curvind. Și noi ne legăm cu nunia. Noi ne legăm viitorul căsniciei și viitorul vieții noastre. Dar, practic, deci s-a dus un tânăr la o vrăjitoare și a zis, uite, vreau să mă căsătoresc cu fata cu tare, fă-o să mă căsătoresc cu ea. Și a zis, bine, vină după o săptămână. Și a venit după o săptămână și a zis vrăjitoarea, zice, să știi că n-am putut să-i fac nimic. Și a zis, de ce? A zis că se spovedește și are canon. Și mi-au zis dracii, am trimis mai multe feluri de draci, tot mai puternici, și dracii mi-au zis că de cei care se spovedește și au canon, ei nu se pot apropia. Și însăși vrăjitoarea și-o ars cărțile și s-a dus la un preot și a zis, zice, părinte, mie să-mi dai canon. Dar să-mi dai canon după rânduială, că uite ce mi-au zis dracii. Că de cei ce au canon și împlinesc canonul, ei nu se pot apropia. Adică există și diavol, există și vrăjitori, există și oameni care se ocupă cu așa ceva, dar noi trebuie să știm că dacă noi suntem în rânduială, dacă noi suntem spovediți și împărtășiți și ne facem canon, nu ne poate face nimeni nimic. Sau gândiți-vă la viața la Sfântul Ciprian cu Iustină. Sfântul Ciprian care era cel mai mare vrăjitor, că putea să zboare și putea să cheme tot felul de demoni, nu a putut să-i facă nimic la o amărâtă de fecioară care se îngredea cu semnul crucii. Și pot să vă spun și din experiență acum, dacă a venit o femeie la mănăstire, nu părea că are nimică. Și la un moment dat am văzut că se tăvălește, că face urât. Asta a fost o criză. Apoi, în biserică, iarăși a început să urle. Părintele stare foarte calm, a luat aghiazmul și s-a dus, o stropit-o, imediat s-a liniștit. Și o altă fază era, o țineam. Știu că de o mână o țineam eu și o ținea un alt frate. Și încerca tot timpul să se arunce cu capul de beton. Să se dea cu capul de beton. Și eu îi mai făceam cruce. Și strigam. Mă arde crucea! Nu mai faceți cruce, mă arde! Și am șoptit la un frate. Ea nu a auzit. Și am zis, du-te adu niște aghiazmă. A început să urle. Nu vreau aghiazmă, mă arde aghiazmă. Deci, diavolul care e atât de puternic și așa, deci se teme de un semn al crucii și de un pic de apă sfințită. Deci, cei care fac așa, cei care cred lucrurile acestea, sunt foarte superficiali. Adică, ei nu vor să schimbe viața. Ei vor doar să nu mai aibă necazuri, ca să se poată să se întoarcă la păcatele care le-au făcut. Și care, de fapt, e cauza suferințelor lor. Este diferența între vrajă și aș fi eu. Mă duc la Părintele cu tare să plătesc un acatis, să-i fac greu lui ăla, să-i ardă casa sau să-i moară în casă. Nu există. Nu există. Poate... Niciodată n-a existat așa ceva. Nu un pic. Lăsați să răspund eu. Nu, dânsul a pus o întrebare foarte bună. Ascultați că are... Răspunsul vine la Părintele. Nu poți să-i ceri lui Dumnezeu să facă rău la cineva. Cea numai rugăciunea, e blestem. Păi, dar ca preot sau ca... nu cred că poate să facă nimeni așa ceva. Și mai e ceva. Eu spuneam, Preasfințitul Daniel, era un cuvânt.
un cuvânt spus de un filozof înainte de creștinism. Așa că să nu credeți că Dumnezeu ascultă toate rugăciunile noastre, că zice, dacă Dumnezeu ar împlini toate rugăciunile noastre, s-ar distruge lumea, că unii se roagă împotriva altuia, sau ăla să pățească rău, sau ăla să pățească rău. Nu poți să plătești sau să te rogi ca să pățească cineva rău. Și, pentru că e reciprocitatea asta a gândului. În momentul în care tu ai gândit rău sau vrei să faci la cineva rău, răul ăla se întoarce asupra ta. Deci, tu îți faci rău ție. Nu poți să te rogi. Pentru că, zice, nu numai că nu poți să te rogi, dar zice, nu poți să, nici măcar dacă nu ierți, nu poți să zici Tatăl nostru. Pentru că zici, dacă tu nu ai iertat pe cineva, nu poți să zici Tatăl nostru, că zici și ne iartă, nu precum noi iertăm. Adică, nu ne ierta, că noi nu iertăm. Da, înțeles. Ori eu... E o contradicție, e contradicție logică. Da. Nu poți să plătești una ca tine să-i se întâmplă la cineva rău. Da, asta, să vă mai spun ceva, că mi-a venit acum un gând iarăși. Am auzit cu... s-a întâmplat așa ceva. Așa fac unii oameni, așa fac. Asta noi. Dar nu, ei, nu ține de biserică vă dați și nu ține că... de credință. Da? Mai fac oamenii, mai cer să vadă cine le-au făcut rău. Și... Stați să vă spun. Și știu că zic părintele stare în țară, la o predică și un cioban. După acolo noi sunt ciobani, adică și pe aici, pe mărginime. Avea niște oi frumoase și ca un cioban bun își iubea oițele și le îngrija ca un părinte. Noi avem acolo un cioban vecin și le zice copiii mei la mie și la... tare frumos. Și într-o zi i-a dispărut o oaie. S-a mâhnit omul, oaia lui, și-a spus în genunchi, Doamne, arată-mi cine m-a luat aia, că ți-aduc o lumânare de ceară frumoasă și mă duc la biserică și așa, așa, și s-a rugat el fierbinte. Și din marginea pădurii a ieșit un urs. Și zice, Doamne, ți-aduc 10 lumânări de ceară, mă depărtează de la mine. O văzut că cine a adus. Așa și noi ne rugăm, de multe ori ne rugăm și nu știm ce cere. Da. Dar din ce am spus, trebuie să avem grijă pentru că orice gând îl avem de răutate sau împotriva cuiva, se întoarce asupra noastră. Și atunci eu trebuie să iert, eu trebuie să înviez vrăjmașii. Nu pentru că ei au nevoie de asta, ci pentru că eu am nevoie de asta. Eu am nevoie să fiu în pacea sufletului. Da. Iar lucrurile care se întâmplă sau se fac, bă, să nu credeți că Dumnezeu ascultă chiar toate astea. Încă ceva prea sfinții, prea precedent. la preoți. Da. La slujbă, duminica, se roagă tot ce se leagă pe pământ să fie și delegat și în cer, tot ce se leagă și în cer să fie delegat și pe pământ. Da, așa e. Asta e vorba de ceea ce se întâmplă în taina spovedaniei. Da. Deci, Dumnezeu, pentru că noi suntem slabi și greșim și păcătuim, chiar după botez, ne-a lăsat acest dar mare, care este taina pocăinței, care este un fel de al doilea botez, sau un botez al lacrimilor, prin care, prin apostol și episcop și prin preoți, el își continuă lucrarea aceasta de iertare și de dezlegare. Dar să nu credeți că dezlegarea aceasta e ceva așa magic, sau exterior nou. Noi credem că cineva m-a făcut ceva și mă duc să-mi citească cineva ceva, nu? Pe mine nu mă afectează. Ca și când v-a pus la mine în casă un obiect și trimit pe altcineva să-l ia obiectul ăla de acolo. Dar lucrurile nu sunt așa. Noi ne legăm prin, spuneam că gândurile, păcatele noastre, faptele noastre, se înscriu în însăși ființa noastră. Deci mă modelează, mă luminează sau mă întunecă. Știți cum e?
Tot ceea ce facem, vorba aceasta lui Părintele Arsenie, e minunată. Tot ceea ce faci, te face. Se înscrie în tine. Eu am luat-o așa ca... Noi suntem proprii noștri pictori. Noi ne facem propria noastră icoană. Prin tot ceea ce săvârșim. Fie cu gândul, fie cu cuvântul, fie cu fapta. Ai zis o vorbă rea, când ai un gând rău, ți-ai întunecat chipul. Ți-ai stricat, ți l-ai deteriorat. L-ai stâlcit. Deci icoana ta o să fie ceva murdar, ceva stricat, ceva deformat, ceva urât. Prin păcatele care le faci. Și invers. Ai făcut rugăciune, ai ținut post, ai făcut milostenie. Chipul tău se luminează, se schimbă, se transfigurează. Deci lucrurile așa trebuie să înțelese și cu legatul și cu dezlegatul. Deci noi ne legăm și noi ne dezlegăm în măsura în care ne dezlegăm viața, ne schimbăm viața. Deci nu e ceva magic. Dar fără preoție nu putem. Pentru că așa a dat Dumnezeu prin o persoană exterioară. Păi fără Dumnezeu nu ne putem mântui singur. Nu putem să... Da. Dacă aveți credința asta, se poate. Dacă nu credeți, nu se poate. Am tot auzit, da, am tot auzit. Am spus, deci dacă noi suntem în rânduială, dacă locul ăla e plin de Dumnezeu, diavolul nu are loc. Deci, pentru că altfel, repet, am fi la cheremul diavolului. Și al vrăjilor, și al vrăjitorilor, și adică eu nu mai sunt liber, eu chiar dacă mă rog, chiar dacă mă împărtășesc, dar mai era Sfântul, nu mai știu, de Bostră, Ioan, Sfântul Ioan de Bostră, da, zice, a întrebat diavolii din niște fete demonizate de ce vă temeți? Și-o zis, zice, aveți în biserică cu adevărat trei lucruri de care ne temem. Unul care îl purtați la gât, unul în care vă scăldați și unul care îl mâncați în adunare. Și atunci am înțeles Sfântul că e vorba de crucea care o purtăm la gât, de cruciuliță, de scăldătoare, de cristelnița în care ne botezăm și de Sfânta Împărtășanie. Și mai completau diavolii, deci dacă creștinii ar păzi ceea ce primesc în Sfânta Împărtășanie, nimeni dintre noi nu ar putea să facă nimic unia ca acesta. Deci, mărturisirea demonilor. Ce au mărturisit ei? Deci, altfel, dacă ne lăsăm prinși așa de orice ce vânt și orice vorbă și orice val. Părinte, eu am un singur gând. Deci am un singur gând care nu crede în nimica. Adică nu în Dumnezeu să mă aștepte, cred și în Domnul Iisus să mă aștepte. Nu cred în tehnică. Nu știu, singurul rău, că nu cred în tehnică. În telefoane, în televizoare. Dar asta nu e un obiect al credinței. Astea sunt niște obiecte de care ne folosim. Deci e ceva de care ne folosim. Nu e ceva al credinței. Noi credem în Dumnezeu. Dar tehnica duce numai la lucruri rău. Nu. Duce și la lucruri bune. Depinde cum o folosim, nu? Cu un cuțit poți să ucizi un om sau poți să tai pâine. Cu energia nucleară poți să distrugi lumea sau poți să produci curent electric. Deci depinde cum folosești. Dacă nu ați avea microfon, nu v-am auzit.
Da, dacă eu n-aș avea microfonul, nu m-ați auzit. Da, dacă ne-a venit în primătorul făcut, unde nu am microfonul, sau am avut telefon, întotdeauna am avut fix. Nu, da, da, era... da, dacă părintele, dacă se năștea acum vreo 100 de ani, avea o voce din aia baritonală. Da, nenea Mihai nu poartă, nu poartă, micro, nu poartă telefon. Da. Un copil trebuie să-l treci până la vârsta de 18 ani, ca să fii matur, să poți asta. Și faci atâta tehnică ca tu să-l omori pe copilul ăla. Da, discuția e alta, că ce lăsăm pe mâna. E adevărat că de multe ori tehnica asta pe mâna cui nu trebuie poate să facă foarte deci, mult rău. Deci am spus, da. ele nu sunt bune sau rele în sine. În funcție de cum le utilizăm, poate să fie rele sau poate să fie bune. Așa. Păi tot? Normal că tot. Normal că tot. Da, de acolo pleacă tot, de la minte. Putem să ne întrebăm, lucrul ăsta e cu Dumnezeu sau e cu cel rău? De-aia am spus, mult dezbinare a adus tehnica asta. Multă dezbinare. Acum... cu asta nu putem să... Noi putem să... Ce putem să facem e să ne folosim de ea și... Ne folosim prea mult. Putem să devenim... Mai aveți alte întrebări? Mai am o întrebare? Părinte, în spovedanie, de mărturisi în gândurile, pentru că trebuie să facem și acest lucru. E suficientă mărturisire, oarecum mai generală, de exemplu, am avut gând de destinat, să zic. Sau a trebuit intrat... Care e granița? Până unde se intră în detalii? De când începe sau unde se termină bună cuvința și începe oarecum... Da. Explicați-ne puțin aici. Nu trebuie să mărturisim neapărat toate gândurile, dar trebuie să mărturisim gândurile care ne asaltează, de care nu putem scăpa. Gândurile trebuie mărturisite de la statul de consimțire. Adică, dacă am consimțit cu gândul și așa, deci acele gânduri trebuie. Altfel, astea alte care ne trec așa prin minte, care sunt... nu putem. Cineva a întrebat pe Ava Pimen, nu? Ți se zice, Părinte, mă supără gândurile. Și a zis, zice, ieși afară și oprește vânturile. Și a zis, zice, nu pot. Păi zice, nici gândurile nu poți. Zice, altceva e să le stai împotrivă, altceva e să nu le primești. Sau cum zice altcineva, zice, tot așa a spus la un părinte, supără gândurile, nu pot, ce să fac, nu le pot opri. Zice, nici păsările nu le poți opri din sporul lor. Dar zice, poți să nu le lasă să-și facă cuib. Să nu-și facă cuib la tine în minte, să nu-și facă cuib la tine în inimă. Deci mărturisim acele gânduri care ne stăpânesc, care ne revin. Spuneam că gândurile sunt ca niște persoane, ca niște obiecte. Așa cum ai pe cineva drag și vrei să fii în preajma lui, să fii lângă el, să-l îmbrățișezi, tot așa avem anumite gânduri care s-au împrietenit cu noi, în ghilimele, anumiți dragi care vin și se hrănesc cu vlaga noastră și de care nu ne putem scăpa. Deci, acele gânduri trebuie mărturisite. Până la acest stadiu, până la acest stadiu ai intrat cu ele. Acum, și nu cred că e o regulă generală. Acum, fiecare cât simte că e de luptat, cât simte de că e de robit de gândul ăsta. Da? Oricum trebuie mărturisite și trebuie cerut ajutor, trebuie cerut canon. Părintele zicea de un lucru iarăși foarte important pentru viața noastră duhovnicească. Nu ne putem izbăvi nici de gânduri, nici de apucăturile rele, nici de patim, fără canon. Adică fără medicament, fără leac. Ai zis o înjurătură, zi-mi Tatăl nostru, ai mâncat peste măsură, fă acolo 50 de metanii sau stănește trupul, te-ai îmbătat, ține o zi de post negru sau mai multe zile de post și fă rugăciune,
te-ai certat, fă-mi tainie și cere-ți iertare. Apropo, a venit cineva și zice, părinte, mă mai mâine și îi cer pe ăștia, pe cei din casă, pe cei cu care lucrez. Nu-i nimic, măi, frate. Fă-mi tainie și cere-ți iertare. Și a venit data următoare, l-a spovedit și nu cum îi? Ce părinte, decât să fac metanie, mai bine nu mai zic nimic. Dar mă, vedeți? Deci îi plac. Omul s-a vindecat. Eu le mai spun la oamenii care fumează. Fumează cât vrei, dar fă după fiecare țigară 25 de metani. Și fumează două pachete, patru pachete de țigări și iau eu. Credeți-mă că nimeni nu mă ascultă. Și nimeni nu s-o lasă de fumat. Deci, avem nevoie de leac. Așa să faci numai spovedanie, fără să ceri, fără... mă duc la preotul ăsta că nu-mi dă canon, mă duc la asta că nu-mi zice nimica. De fapt, eu mă autopăcălesc. Că plec nevindecat. Ca și când mă duc la doctor și... uite, domn doctor, mă doare gâtul sau mă doare capul, dar nu-mi dă niciun tratament, că... Vă spune să mă fac sănătos și gata. Da. Deci, ele trebuie mărturisite și până la ce nivel, nu știu dacă pot să zic la ce nivel, da? Fiecare cum cât e de stăpânit să poate să le spună. Acum, mai ales referitor la gândurile trupești și la amintirile acestea, părinții zic că e bine să nu ne aducem aminte cum am făcut păcatul sau cum ne-a venit gândul, pentru că, de fapt, nu faci altceva decât să îl readuci în minte. Să ți-l înnoiești. Să-l faci prezent. Să-l actualizezi. Atunci, doar să zici, cum a zis prorocul David, păcatul meu este înaintea mea pururea, dar nu mă mai gândesc cum l-am făcut sau plâng pentru păcatul meu sau pentru gândul meu, dar nu mă mai gândesc așa. Iarăși, o viclenie a celui rău, dar tot pentru mândria noastră. De exemplu, facem o greșeală, ne vine un gând rău sau facem o greșeală și în loc să ne pocăim, în sensul să zic, da, Doamne, am greșit, iartă-mă. De exemplu, m-am mâniat. După aceea eu mă supăr, mă întristez că m-am mâniat. Dar de fapt nu e altceva decât mândria mea. Cum adică eu am putut să zic vorba asta? Cum adică eu am putut să mă cert? După aceea mă tulbur că m-am supărat, după aceea și schimb dracii unul cu altul, la nivelul minții. Tot așa cum se întâmplă și la nivelul... este o legătură între lucrarea aceasta a dracilor. De exemplu, vine dracul la comie și dacă ai mâncat pe asta măsură, zice, te leagă de mâini și de picioare și pleacă. Și zice, te dă pe mâna dracului curvie și ce fă cu el ce vrei acum că l-am legat. Și, deci, în momentul în care am greșit ceva, da, am greșit, Doamne, iartă-mă, sau îmi cer iertare de la cel care am greșit, dar sunt unii oameni scrupuloși și, vai de mine, ți-o zis o vorbă, te-o jignit, dar stă zile în șir cu gândul, vai, cum te-am zis eu, uite ce am zis, uite ce am făcut. Nu mai ai zis, ție iertare și de la Dumnezeu și ai terminat. Pentru că altfel tu o să petreci cu gândul sau cu dracul acela care te macină. Și nu poți să fii și cu gândul acela și cu Dumnezeu. Deci, cele trupești, bine să le... să nu ne aducem aminte de ele, că nu mă le actualizăm. Le mărturisim, dar... Da. Dacă sunteți lămuriți, e foarte bine. Să le mai spun eu. Cum putem să vedeți ce importante sunt gândurile? Cum putem să ne încununăm? Sau să spuneam de ispită. Am vorbit foarte liber și am mai pierdut. Ispita poate să mă ducă cunună. Sau poate să mă facă să cad. Deci că era un părinte care avea un ucenic. Și în fiecare seară, înainte de culcare, ucenicul se ducea și mai stăteau de vorbă și el mai sfătuia. Și
nu pleca să se culce fără binecuvântarea părintului. Și într-o seară, în timp ce vorbea cu părintele, bătrânul a dormit. Și el stătea acolo, nu i-a dat binecuvântare și i-a venit gândul să plece. Păi și de acum să plecă, nu i-a dat binecuvântare. Și de 7 ori i-a venit gândul ăsta și nu a plecat. Și după aceea părintele s-a trezit. Și nu numai că s-a trezit, dar a văzut în descoperire pe cineva care avea 7 cununi. Și-a zis, cine-i? A zis, că e ucenicul tău. Și cum are cununile astea? Zice, noaptea asta l-a dobândit. Și când s-a trezit părintele, a zis că, băi, n-ai plecat. Zice, nu, că nu mai dau binecuvântare. Păi zice, dar ce-ai făcut? Zice, n-am făcut nimic, am așteptat să te trezești. Zice, spune-mi ce-ai făcut. Zice, n-am făcut nimic, pur și simplu am stat, dar mi-a venit gândul de 7 ori să plec și n-am plecat. Și pentru că a răbdat ispita aceasta, a primit 7 cununi. Deci vedeți că ne putem ispita, dacă n-ar fi ispita, nu ne-am putea încununa. Dacă n-ar veni încercarea, nu ne-am putea întări în bine. Da. Mulțumim încă o dată părintelui. Iubiți credincioși, săptămâna viitoare, azi în 16, în 23, deci miercurea viitoare, o să vină părintele Ștefan Negreanu de la Arad, e profesor la facultatea din Arad. Părintele e de-al locului de aici, de la Lupeni, fiul preotului Negreanu de la Lupeni. Și o să ne vorbească despre părintele Arsenie Boca. Foarte mulți dintre noi îl cunoaștem pe părintele, am auzit de părintele, e aici lângă noi la prisloc, așa că tot aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, întâi o să fim la vecernie, la ora 5, la biserică și după aceea la ora 6, la conferință. Dumnezeu să vă ajute. Hai să facem o rugăciune. Cu bine se cu adevărat să te fericim născătoare de Dumnezeu, cea purea fericită și prea nevinovată. Cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Amin. Să rămână. Mulțumim. Mulțumim. Iertați.